Primăria municipiului Lugoj a anunțat că două firme din oraș au depus ofertele pentru preluarea adăpostului de câini comunitar deținut de primărie pe strada Traian Vuia. Licitația pentru încheierea contractului a fost demarată și sunt analizate ofertele celor două societăți. Una este Salpres, care aparține Consiliului Local, iar cealaltă este o firmă privată. Societatea care va câștiga licitația va avea ca sarcină adunarea câinilor de pe străzi și administrarea adăpostului de lângă Câmpia Libertății. În ultimii ani s-au depus eforturi pentru a rezolva problema câinilor fără stăpân și dacă nu ar mai fi aduși alți câini, Lugojul nu ar mai avea probleme. În prezent, în adăpostul municipal sunt 69 de câini.